Romii din Târgu Jiu abia așteaptă redeschiderea târgului de haine promisă de primar. Noul spațiu, care găzduia în trecut târgul de animale, a fost deja amenajat. Aproximativ 60% din populația de etnie din oraș trăiește de pe urma vânzărilor de haine vechi. Cred că peste 60% la ora actuală, toți cei care sunt acasă, majoritatea oamenilor, cei mai mulți sunt plecați, este adevăr că sunt, este un adevăr că cei mai mulți sunt plecați în celelalte țări pentru a munci, dar cei care stau acasă, peste 60% comerciază haine second-hand. Fie din Meteor, fie din Obreja, fiind din alte comunități, cum este Calea București din Drăgoieni sau mai știu eu altceva din lungilor mai puțin. O singură problemă ridică vânzătorii, cea legată de transport. Vă așteptăm să fim chemați, să vedem ce condiții sunt impuse, ca acel târg să se desfășoare în condiții normale și oamenii de-abia așteaptă să înceapă acel târg, să vedem. Adică trebuie și un pic de publicitate, ar trebui să vedem și cum o să ajungă oamenii, să vedem dacă există posibilitatea de un autobuz, mai multe chestiuni am de. În prezent, în zona de nord a orașului, aproape la fiecare poartă sunt expuse produse la mâna a doua. Imaginea este dezolantă și pentru oraș, bulevardul fiind poarta de intrare în municipiul Târgu Jiu. Pe de altă parte, magazinele second-hand au înlocuit ușor activitățile desfășurate până acum câțiva ani doar de etnici. Chiar și romii își reînnoiesc stocurile de marfă, apelând la comercianții cu astfel de afaceri.